europene au ținut neapărat să-mi strice bucuria. Și cât de fericit eram ieri, după ce europarlamentarii au ajuns la concluzia că România merită să intre în Schengen. Doar că țara noastră se vede într-un fel de la Bruxelles și în altfel de la Luxemburg, acolo unde s-au reunit miniștrii de interne ai țărilor membre. Iar de la Luxemburg, România se vede ca fiind acoperită de un văl des de corupție. Cel puțin asta este părerea francezilor și a olandezilor, care au spus că nu merităm să intrăm în spațiul Schengen. Poate la anul, dacă ne rezolvăm problemele. Chiar de dimineață, oficialii olandezi au spulberat orice speranță legată de aderarea imediată a României la Schengen. Ulterior însă au venit veștile de la Luxemburg, de la Consiliul Miniștrilor de Interne, la care a participat și Traian Igaș. Subiectul aderării României și Bulgariei va fi reluat cât mai curând cu putință, dar nu mai târziu de septembrie 2011. Je dois constater qu'il n'y a pas d'unanimité au sein du Conseil pour donner un signal positif par rapport à la Bulgarie ou à la Roumanie. On sait que sur le volet technique, à peu près l'ensemble des critères sont rencontrés, mais on sait que d'autres éléments sont maintenant mis en avant pour qu'en tout cas on ne puisse pas aboutir sur ce dossier maintenant. La București, premierii României și Bulgariei savurau încă victoria din Parlamentul European, când eurodeputații au votat în favoarea aderării celor două țări la Schengen. Și eu apreciez votul de ieri din Parlamentul European. Franța estima că intrarea noastră în Schengen va avea loc la sfârșitul lui 2012, dar pe etape. Prima ar fi în toamna acestui an, când cele două țări și-ar deschide doar frontierele aeriene, care să fie însă supravegheate și de polițiști din alte țări membre. Etapa a doua ar avea loc în 2012, când s-ar deschide și frontierele terestre, monitorizate de asemenea cu ajutorul polițiștilor europeni. Până în prezent, 30 de state au aderat la acordul Schengen și 27 l-au și implementat. N-ați vrea să vă apucați și voi de treabă la un moment dat?